Să nu ai probleme pentru vedeta obligată să evacueze casa. Cântăreața Anda Adam a pierdut din nou procesul în instanță pentru vila din Bragadiru și este acuzată că nu a plătit taxele judiciare. Cristina Anton, colega mea, este chiar în aceste momente acolo și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Cristina. Bun găsit! Este vorba despre casa de aici, din spatele meu, pe care o vedeți acum în imagini, această vilă din Bragadiru. Știm foarte clar faptul că în vara anului trecut, Anda Adam a primit ordin de evacuare din această locuință și povestea nu s-a încheiat aici pentru că procesul a continuat. Mai exact, a venit o altă lovitură dură pentru cântăreață recent și asta pentru că a pierdut din nou în instanță. Practic, i-a fost respinsă cererea pe motiv că nu a plătit taxa de timbru. Vă spuneam că este o adevărată poveste, un adevărat scandal care continuă, scandal între Anda Adam și proprietarii acestei case pe care o vedeți acum. Mai exact, în urmă cu aproximativ 2 ani, Anda Adam s-a mutat în această locuință de aici, din Bragadiru și, atenție, deși nu avea niciun act, niciun drept pentru această casă, ar fi început să facă mai multe reparații, mai multe investiții de mii. Însă nu a avut bani și să cumpere casa, asta susține proprietarii care au și dat o judecată, au început procesul, dar pe de-o parte cântăreața Anda Adam susține faptul că și-a dorit să cumpere casa aceasta, a avut suficienți bani, însă proprietarii s-ar fi răzgândit și nu ar fi mai vrut să o vândă.